Comunicare și aici avem trei finaliști. Proiectul ecoportal.md, Serghei Moiseev de la Locospress și Anatol Caciuc de la compania Teleradio Moldova. Toate privirile la ecran să vedem cine este norocosul acestei categorii. Stitor, ecoportal.md, localitatea municipiul Chișinău. Proiect, cea mai bună inițiativă de comunicare. Comunicarea aduce schimbarea. Bunele practici riscă să rămână în umbră fără o promovare și comunicare eficientă. Ecoportal.md este unicul web portal din Republica Moldova destinat consumatorului și producătorului de produse ecologice. Portalul a fost lansat pentru informarea și ghidarea consumatorilor în lumea produselor autohtone, dar și pentru promovarea producătorilor și companiilor naționale care comercializează produse eco. Noi pasăm zi în promovare și articolul de tehnologie ecologică. Astfel avem creat o pagină destinată eficienței energetice, unde am plasat toate proiectele din domeniul care sunt implementate la momentul în Republica Moldova. Echipa portalului web acordă o atenție deosebită mediatizării evenimentelor din domeniul eficienței energetice și surselor regenerabile de energie. Totodată, pe site este disponibil un catalog de produse ecologice ce pot fi găsite pe piața Republicii Moldova. Suntem cu domnologici și pe urmă proiecte. Invităm reprezentanții acestor două categorii, ecoportal.md și pe domnul Zbânu Nicolae în scenă, iar premiul sau premiile la aceste două categorii vor fi mânate de doamna Dafina Gherceva, coordonator rezident al Organizației Națiunilor Unite în Republica Moldova și coordonatorul